La ora de prânzului, un apel la 112 de la o femeie disperată anunța că băiețelul ei de doar 2 ani a închis ușa apartamentului blocând iala și a rămas singur în casă, iar pe mama sa a lăsat-o pe casa scării. Detașamentul de pompieri Suceava a intervenit cu un echipaj de descarcerare și o autoscară mecanică pentru deblocarea ușii apartamentului situat la etajul 4. Cu ajutorul autoscării mecanice, militarii au intrat în casă pe geamul de la balcon și au deblocat ușa.